Vorbim astăzi despre slava lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu și cred că este lucru cel mai important de care noi avem nevoie, ca slava lui Dumnezeu să fie în casa lui și casa lui suntem noi, cei care suntem credincioși. De aceea, în mod normal, slava lui Dumnezeu ar trebui să se vadă în mijlocul nostru, în viețile noastre, în adunarea noastră. În mijlocul adunării lui Dumnezeu trebuie să se vadă slava lui Dumnezeu. Ceea ce face o casă să fie o casă a lui Dumnezeu este coborârea sau prezența slavei lui Dumnezeu în mijlocul ei. Dacă nu e acest lucru, atunci este doar o clădire goală. Dacă nu e acest lucru, atunci suntem doar niște oameni care avem aceleași idealuri, aceleași gânduri, dar nimic mai mult decât aceasta. Am să citesc despre primul templu, acolo unde pentru prima dată și-a coborât Dumnezeu slava. Și anume templul construit de Solomon în 7 ani, templul pe care el l-a sfințit și înaintea căruia s-a rugat. Când și-a isprăvit Solomon rugăciunea, s-a coborât foc din cer și a mistuit arderea de tot și jertfele. Și slava Domnului a umplut casa. Preoții nu puteau să intre în casa Domnului, căci slava Domnului umplea casa Domnului. Toți copiii lui Israel au văzut coborându-se focul și slava Domnului peste casă. Ei și-au plecat fața la pământ pe pardoseală. S-au închinat și au lăudat pe Domnul zicând, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Amin. Cu adevărat, o împrejurare la care aș fi vrut să asist și cred că fiecare dintre noi, să vezi acolo cum slava Lui Dumnezeu se coboară într-un foc, în așa fel încât oamenii au căzut cu fața la pământ înaintea slavei Lui Dumnezeu. Acel moment unic din istoria lui Israel a făcut ca acea casă să fie într-adevăr casa lui Dumnezeu. Mai târziu Dumnezeu îi se arată în vis lui Solomon și spune, iată, aleg această casă pentru a-mi pune numele în ea și o sfințesc pentru a fi locuință în care eu să îmi cobor slava, în care omul să poată să găsească numele lui Dumnezeu. Istoria biblică a mântuirii este istoria slavei lui Dumnezeu pe care noi am pierdut-o prin păcat. Dumnezeu a vrut tot timpul ca omul să locuiască în prezența slavei sale. Să știți, dragii mei, așa a început istoria umanității și așa se va sfârși. Cu omul locuind în prezența slavei lui Dumnezeu. Adam și Eva și slava lui Dumnezeu în grădina lui Dumnezeu. Și dacă te uiți la sfârșitul cărții Apocalipsa, din nou este o grădină, de data aceasta în ceruri, este pomul vieții, în mijlocul grădinii este râul vieții, este Domnul Iisus care luminează cetatea și este slava lui Dumnezeu în prezența căruia locuiește omul. Așa a vrut Dumnezeu, ca omul să locuiască în prezența slavei sale. Și nu e loc mai frumos și mai plăcut decât acolo unde se coboară slava lui Dumnezeu. Eu aș vrea veșnic să locuiesc în prezența ta, spunea David. Aș vrea veșnic să văd fața ta, să mă bucur de frumusețea Domnului. Aceasta este rugăciunea, aceasta este dorința omului credincios. Așa cum am spus, din păcate, noi am pierdut această slavă și în Romani, capitolul 3, versetul 23, se spune că toți oamenii au păcătuit și au ajuns lipsiți de slava lui Dumnezeu. Începând cu Adam, din momentul acela omul a pierdut slava lui Dumnezeu. Se spune chiar că slava aceasta lui Dumnezeu era prezentă în chip vizibil și abia atunci când slava lui Dumnezeu s-a depărtat din grădină, abia atunci și-au văzut goliciunea. Cert este că după aceea omul a ajuns lipsit de slava lui Dumnezeu și aceasta este sentința asupra întregii omeniri. Noi suntem clasa de ființe din universul acesta care am ajuns lipsiți de slava lui Dumnezeu. Spre deosebire de îngerii căzuți, care și ei au ajuns să fie lipsiți de slava lui Dumnezeu, noi avem șansa, Dumnezeu ne-a dat șansa mântuirii, șansa de a ajunge din nou în prezența slavei lui Dumnezeu. E vorba de o recuperare a slavei lui Dumnezeu. De fiecare dată când un om se întoarce la Dumnezeu, el ajunge din nou să recupereze această slavă. El ajunge să locuiască în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu locuiește cu omul. Când omul se întoarce la Dumnezeu, slava lui Dumnezeu vine în viața lui în persoana Duhului Sfânt. Așadar, istoria mântuirii este aceasta, ca Dumnezeu să dea înapoi slava Lui, să-L facă pe om să locuiască împreună cu El, să locuiască în prezența slavei sale. Și aceasta a vrut Dumnezeu tot timpul, de aceea a ales un popor, l-a ales pe Israel și vă aduceți aminte când poporul acesta, Israel, a văzut pentru prima dată slava Lui Dumnezeu, s-a îngrozit. Cuvintele lor au fost așa, cine poate să se apropie de acest Dumnezeu atât de sfânt? Dumnezeu în prezența slavei sale, îți dai seama cine ești tu? Cât de mici suntem noi, cât de păcătoși, vezi sfințenia lui Dumnezeu, vezi păcatul tău și aici trebuie să se întâmple ceva, și anume o pocăință reală, adâncă și de durată. Așa Israel a putut să vadă slava lui Dumnezeu coborându-se pe vârful muntelui Sinai și au stat acolo și au spus să ne vorbească Moise, să nu ne mai vorbească Dumnezeu pentru că ne teamă ca nu cumva să murim.
Și Domnul spune, ce a spus poporul este bine, am ascultat glasul rugăciunilor lor, măcar de ar avea această inimă să se teamă tot timpul de mine. Pentru că, dragii mei, acolo unde e slava lui Dumnezeu, este și teamă de Dumnezeu. Unde lipsește slava lui Dumnezeu, nu mai e nici teamă de Dumnezeu, nu mai e nici reverență, nu mai este nimic. Israel s-a temut de Dumnezeu și cu toate acestea, teama aceasta de Dumnezeu n-a fost de natură să-i ducă la o pocăință reală. Nu cu mult timp mai târziu, ei ajung să-și facă un vițel de aur, un idol, cum aveau egiptenii, și să se închine înaintea lui. De aceea Dumnezeu dă și sentința asupra acestui popor. După ce îi mai dă mai multe șanse de pocăință, la urmă, când ei nu vor să intre în țara promisă, după un an de cercetare, Dumnezeu dă sentința și spune, poporul acesta, care de 10 ori m-a ispitit până acum, nu va intra în țara promisă. Poporul acesta va trebui să moară în pustie și să rătăcească 40 de ani. Cu toate acestea, dragii mei, stai și te gândești, slava lui Dumnezeu totuși a rămas în mijlocul acestui popor. Cum de slava lui Dumnezeu a rămas totuși în mijlocul poporului lui Dumnezeu timp de 40 de ani, zi și noapte. Ziua într-un stâlp de fum, noaptea într-un stâlp de foc, puteai să locuiești în tabără și să vezi slava lui Dumnezeu. Și ei au putut să locuiască timp de 40 de ani să vadă că Dumnezeu e în mijlocul taberei. Cu toate acestea și-au cărat și idolii după ei. Într-unul din psalm spune că ei și-au cărat idolii lor din Egipt. Și cred că răspunsul la întrebare de ce slava lui Dumnezeu totuși a rămas, pentru că în mod normal, acolo unde e păcat, Dumnezeu își retrage slava, Dumnezeu nu locuiește la un loc cu păcatul. Aceasta este definiția cuvântului sfânt, despărțit de păcat, și pentru că Dumnezeu este sfânt, El nu poate locui unde este păcatul, trebuie să fie un loc sfânt ca slava lui Dumnezeu să se coboare. Totuși aici, timp de 40 de ani, măcar că poporul acesta trăia în păcat și își purta idolii, totuși Dumnezeu a rămas zi și noapte în coloanele acelea de foc și de fum, prezența slavei sale a fost vizibilă. Și răspunsul pe care l-am găsit este că Dumnezeu avea deja în vedere generația următoare, generația care avea să intre în țara promisă. Deja pe cei de peste 40 de ani Dumnezeu îi pusese într-o paranteză, le-a dat timp de pocăință, dar cu aceștia nu mai lucra. A lucrat cu cei de la 40 de ani mai în jos și foarte interesant, nu spunem că e o regulă generală, sunt și excepții, dar spuneau cei care au cercetat fenomenul trezirilor, că în toate marile treziri spirituale, pentru că orice trezire spirituală este o coborâre a slavei lui Dumnezeu, Dumnezeu a lucrat cu oameni de la 40 de ani mai în jos. Cercetează, spunea fratele, și să vezi că în toate trezirile spirituale, cei folosiți de Dumnezeu au fost oameni sub 40 de ani. Bineînțeles, au beneficiat și oameni în vârstă, dar pe aceia a folosit Dumnezeu. Așadar, slava lui Dumnezeu a fost cu poporul Israel timp de 40 de ani. A fost cu Israel în timpul în care ei au cucerit țara Canaan, și am vorbit de cartea Iosua. Slava lui Dumnezeu de data aceasta era în persoana Domnului Iisus, care mergea înaintea oștirii și s-a arătat lui Iosua și a spus, eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Domnul Iisus însuși, el înaintea căruia trebuia să se închine și Iosua, el și-a condus oștirea în luptă, slava lui Dumnezeu a fost acolo. Și a fost un punct, după ce au trecut aceste două generații a lui Iosua și a celor care au venit după el, a fost un punct în care slava lui Dumnezeu s-a depărtat. A rămas în mijlocul lor, în ciuda faptului că de multe ori ei s-au răzvrătit, iar s-au pocăit, iar s-au răzvrătit, și la sfârșitul perioadei judecătorilor, când era judecătorul Eli, atunci s-a întâmplat lucrul acesta. Dumnezeu și-a retras slava lui din mijlocul poporului. Și stai și te gândești ce răbdare are Dumnezeu să-și lase slava în mijlocul unui popor, măcar că ei tot cădeau, se ridicau, iar cădeau, iar se ridicau. E vorba de perioada Vechiului Testament. Aici este doar umbra lucrurilor din Noul Testament. Imediat vom veni la vremea noastră. În perioada aceea când poporul s-a depărtat de Dumnezeu, chivotul lui Dumnezeu a fost luat de către filisteni, în timpul lui Eli, din cauza faptului că Dumnezeu, măcar că dăduse mai multe avertizări, ei au persistat în păcat. Dumnezeu dă avertizări ca el să rămână în mijlocul poporului său și dacă nu găsește pocăință, dacă nu găsește curățire, până la urmă se retrage. L-a avertizat pe Eli, l-a avertizat de copiii lui ceea ce fac, l-a avertizat să lase căile lor rele și cu toate acestea ei n-au luat nicio măsură. De aceea, chivotul este luat de către filisteni și când naște una din femeile din familia lui Eli, spune aici Scriptura, a pus copilului numele Icabod, zicând s-a dus slava din Israel. Spunea lucrul acesta din pricina lorii chivotului lui Dumnezeu și din pricina socrului și bărbatului ei. Ea a zis, s-a dus slava din Israel, căci chivotul lui Dumnezeu este luat. Ce trist! Poporul lui Dumnezeu, cu numele era poporul lui Dumnezeu, dar slava lui Dumnezeu nu mai locuia în mijlocul lui.
Dacă e să urmărești în tot parcursul istoriei lui Israel, acestea sunt perioadele lor, când slava lui Dumnezeu a fost în mijlocul lor și când ea s-a retras atunci când ei au continuat în păcat. După aceea a fost vremea construcției templului, despre care am vorbit, templului Solomon, și slava lui Dumnezeu a revenit în mijlocul poporului, așa cum am citit la început, atunci când Solomon a zidit templul. David deja a pregătit materiale pentru construcția templului, a cumpărat locul pe care trebuia construit templul și aici fac o paranteză și spun, este un singur loc și locul acela este pe muntele templului, nu lângă muntele templului, cum zic unii, ci exact pe muntele templului. S-au făcut cercetări foarte amănunțite și e clar că acela este locul. Pe locul acela, Solomon a ridicat templul său timp de 7 ani, iar Dumnezeu și-a arătat slava lui și a coborât slava lui. Dumnezeu locuiește din nou cu Israel și cu toate acestea, Israel începe să se depărteze de Domnul. Dacă te uiți în toată istoria lui Israel, măcar că slava lui Dumnezeu a venit în mijlocul lor, ei toți s-au depărtat. Parcă ne arată pe noi, pe noi cei din vremea Harului, în vremea în care noi ar trebui să trăim cu totul diferit, pildele lor sunt pilde de neascultare, cel mai mult din Israel înveți cum nu trebuie făcut. Slava lui Dumnezeu în mijlocul lor, cât a durat lucrul acesta, Solomon s-a smerit înaintea lui Dumnezeu, cât a durat la sfârșitul domniei sale, deja s-a dus după femei străine și au început să fie înălțimile în Israel, înălțimi de care n-au scăpat până când au fost duși în robie. Timp de 400 de ani, totuși, slava lui Dumnezeu a rămas în templu din Ierusalim. Din vremea lui Solomon, iarăși, e harul lui Dumnezeu. Aproape că nici nu poți să-l înțelegi. 400 de ani, de la anul 1000 cu aproximație, până la anul 600, iarăși cu aproximație, 400 de ani înainte de Hristos, 400 de ani, slava lui Dumnezeu a rămas în templul acesta. Dar în primele capitole ale cărții lui Ezechiel, înainte de robia babiloniană, se arată lucrul acesta cum slava lui Dumnezeu se depărtează încetul cu încetul din templul lui Dumnezeu. Și spun încă o dată, de fiecare dată când Dumnezeu se retrage dintr-un loc, locul acela devine lipsit de semnificație. Când Dumnezeu și-a retras slava din templul său, a urmat un singur lucru, și anume demolare. Când Dumnezeu se retrage, acolo viitorul acelui loc în care a fost slava lui Dumnezeu este acesta, demolare. Și lor nu le-a venit să creadă, pentru că ei știau că acela este templul Domnului, templul Domnului. Dumnezeu a rămas acolo 400 de ani. Câtă răbdare a avut! Slava lui Dumnezeu a fost acolo. Însă la începutul cărții Ezechiel se vede cum el își retrage slava, iar locul acela devine un loc gol, un loc fără niciun fel de semnificație. Urmează după aceea, la foarte scurt timp, robia babiloniană și distrugerea acestui templu. Din nou, în al doilea templu, s-a coborât slava lui Dumnezeu. De data aceasta, când este zidit al doilea templu de către fiii robiei, cei care s-au întors din Babilon după 70 de ani, când este construit al doilea templu, nu se mai spune că slava lui Dumnezeu s-a coborât ca în primul templu. Cu toate acestea, prorocul Hagai spune, unul dintre prorocii care au trăit în vremea construcției acestui al doilea templu, el vine și le spune, măcar că n-au văzut un stâlp de foc sau umplându-se locul de fum, de prezența slavei lui Dumnezeu, vine și le spune cuvânt din partea Domnului. Slava acestei case din urmă, care era mai mică decât cea de dinainte, va fi mai mare decât acelei din tâi, zice Domnul Oștirilor. Și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul Oștirilor. În cel de-al doilea templu, măcar că era mai mic decât primul, măcar că n-au văzut minuni în mijlocul lor, în acest templu a intrat slava lui Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos. De aceea cuvântul acesta s-a împlinit și Domnul a intrat deodată în templul său, în așa fel încât locul acela a fost plin de slava lui. Dragii mei, primul lucru pe care îl face Domnul atunci când intră în templul său, în casa lui, pentru că el venea cu slava lui Dumnezeu, fiindcă toată plinătatea dumnezeirii locuia în Domnul Iisus, primul lucru pe care îl face, care este? Să curățească acel templu, pentru ca slava lui să poată rămâne. De aceea, faptul acela că a scos pe schimbătorii de bani și pe cei ce făceau comerț cu lucruri sfinte, nu-i doar așa un lucru să arate autoritatea lui, are o semnificație foarte profundă simbolică. Și anume, faptul că slava lui Dumnezeu nu poate locui la un loc cu păcatul, iar când el vine în templul lui, trebuie să fie o curățire pentru ca el să poată locui acolo. De aceea a fost întâi o curățire și pe urmă Domnul Iisus s-a prezentat în templu. În două rânduri i-a izgonit afară pe cei ce stricau, pe cei ce întinau locul acela prin păcatul lor. Casa lui Dumnezeu astăzi suntem noi. Aceasta este vremea noastră. Dumnezeu nu mai are un templu pe pământ
și n-are rost să aștept să se construiască al treilea templu, acesta se va construi, pentru că acum este un templu pe pământ. Și templul acesta este biserica. Dragii mei, cum templul acela de la Ierusalim n-avea nicio semnificație dacă nu era locuit de slava lui Dumnezeu, tot așa nici biserica n-are niciun sens dacă nu e locuită de slava lui Dumnezeu. Ei ajunseseră să spună templul Domnului, templul Domnului, dar slava nu mai era în mijlocul lor. Ceea ce ne dă nouă semnificație, ca și biserică, este dacă slava lui Dumnezeu este în mijlocul nostru. Altfel, degeaba ne strângem. Altfel, doar suntem niște guralivi, niște oameni de nimic, niște oameni care vorbim vorbe mari și pe care oamenii ceilalți de afară îi arată cu degetul drept niște ipocriți. Și de multe ori este pe drept. Slava lui Dumnezeu trebuie să locuiască în casa lui Dumnezeu astăzi, care este biserica sa. Dacă nu, acea biserică, atunci când slava lui se retrage, acea biserică are același destin ca și templul din Ierusalim. Ea se demolează, pur și simplu spiritual. Spunea apostolul Pavel, evocând practic același moment care s-a întâmplat atunci când slava lui Dumnezeu s-a coborât la templul din Ierusalim, la fel s-a coborât în persoana Duhului Sfânt la cincizecime și tot cu niște limbi de foc, în așa fel încât să se știe, slava lui Dumnezeu locuiește acum nu pe templul pe care îl îmbunătățise Irod, ci pe noul templu care era biserica lui și slava aceasta a rămas în biserica lui. De aceea, efectul era același. Vă aduceți aminte când s-a arătat slava lui Dumnezeu în templul din Ierusalim, în vremea lui Solomon, oamenii au căzut cu fața la pământ. Și spune apostolul Pavel despre biserica corintenilor, cum ar trebui să fie biserica primară. Dar, dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți. Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Dragii mei, ceea ce avem noi nevoie nu de niște predici intelectuale sau de niște lucruri extraordinare, noi avem nevoie ca Dumnezeu să fie în mijlocul nostru. Iar lucrul acesta să-l simtă toți, să spună acolo-i Dumnezeu, nu că acolo-s programe, nu că acolo cineva vorbește într-un fel sau altcineva cântă în alt fel, nu că ei au, știu eu, ce instalații deosebite și ce îmbunătățiri în sală, acolo ceea ce urmărește Dumnezeu să fie este prezența Lui. Ceea ce trebuie să vadă oamenii în mijlocul nostru este acest lucru. Dumnezeu cu adevărat locuiește în biserica sa. Dar este o condiție pentru aceasta și anume curăția. Astăzi noi trebuie să avem această lumină a slavei sale. Și să știți, nu-i vorba doar de templul lui ca și comunitate. Fiecare dintre noi, de două ori spune în Scriptură, în Noul Testament, cine ar trebui să fie templul lui Dumnezeu. Într-un loc este vorba de biserică, în al doilea loc este vorba de trupul fiecăruia care trebuie să fie templul Duhului Sfânt. Așadar, începe de la noi, de la fiecare individual. Noi am ajuns despărțiți de slava lui Dumnezeu. Când este o naștere din nou autentică, slava lui Dumnezeu vine în viața unui om și se vede pe fața lui. De aceea nașterea din nou, cel mai bun semn al unei nașteri din nou, este că omului îi se schimbă fața. Vă aduceți aminte când Moise stătea în prezența slavei lui Dumnezeu, ce se întâmpla? Când ieșea afară, nu puteau să-l vadă pentru că fața lui strălucea și trebuia să-i pună o maramă pe față pentru că nu puteau să stea în prezența lui. Și aceasta este o imagine a omului întors la Dumnezeu care stă în prezența lui Dumnezeu. Lui strălucește fața. El are slava lui Dumnezeu pentru că el stă în prezența slavei lui Dumnezeu. Nu numai Moise în vremea de atunci, ci și pentru noi astăzi este același lucru. Noi putem intra în prezența lui Dumnezeu Tatăl. Perdeaua dinăuntrul templului a fost ruptă, arătând că noi avem intrare liberă înaintea lui Dumnezeu. Știți, în Vechiul Testament nu putea să intre oricine în locul preasfânt. Acolo intra numai marele preot și intra Moise în cortul întâlnirii. De aceea locul era oprit, locul era interzis și dacă ar fi intrat cineva, foarte probabil că ar fi trebuit să sfârșească pedepsit de sfințenia lui Dumnezeu. Dar astăzi locul este deschis. Dacă te uiți în epistola către evrei, acolo se arată foarte clar lucrul acesta. Locul a fost deschis, perdeaua a fost ruptă, noi avem intrare liberă înaintea lui Dumnezeu. Toți cei care s-au întors la Domnul, ei trebuie să trăiască în prezența slavei lui Dumnezeu. Și fața lor strălucește. Iar atunci când ei se strâng, slava lui Dumnezeu se coboară pentru că fiecare dintre ei ajunge purtător al slavei lui Dumnezeu. Cam aceasta este ideea în biserica creștină. Cât de departe, însă, suntem noi de această realitate. Cât de departe trăim de ceea ce Dumnezeu a intenționat în legătură cu biserica sa. Apostolul Pavel spune niște cuvinte foarte îndrăznețe. Noi toți, înțelegeți, primii creștini toți, era norma lor de viață.
Noi toți privim cu fața descoperită, nu cum privea Moise cu o mărâmă pe față, noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Vorbește de părtășia aceasta cu Dumnezeu pe care o are fiecare. Noi stăm înaintea lui Dumnezeu, privim slava lui Dumnezeu, atrăim prezența slavei lui Dumnezeu. Aceasta vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Și mă opresc înainte de a citi mai departe versetul și întreb, trăim noi așa? Stăm noi în prezența slavei lui Dumnezeu în timpul săptămânii? Intrăm noi în locul preasfânt, prin rugăciune, prin sângele Domnului Iisus, așa cum am cântat? Eu intru în sfânta prezență, prin sângele mielului sfânt. Eu mă apropii de Dumnezeu. Este intrare liberă pentru această jertfă. Și intru în prezența slavii lui Dumnezeu. Am părtășie cu Dumnezeu Tatăl. Și lucrul acesta, dragii mei, se vede în viața noastră. Sau nu se vede în funcție de cum trăim. Continuă versetul și spune, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Înțelegeți? Se vede. Când un om trăiește în prezența slavei lui Dumnezeu, se vede o schimbare în viața lui și suntem schimbați. Cum? În același chip al Lui. Semănăm mai mult cu El. Pe măsură ce stăm în prezența Lui, reflectăm mai mult ceva din El. Se transformă în viața noastră ceva. Suntem transformați, suntem schimbați. Nu dintr-o dată, nu ajungem peste noapte să fim extraordinari pentru că ar intra mândria în noi, dar aici spune, din slavă în slavă. Cum? Prin Duhul Domnului. Dragii mei, lucrarea Duhului Sfânt este aceasta. Aduce slava lui Dumnezeu în viața noastră. Noi de aceea avem nevoie de Duhul Sfânt. Pe măsură ce lăsăm Duhul Sfânt să lucreze în viețile noastre, noi ajungem să fim schimbați. Altfel nu-i slavă. Altfel, viața noastră este golită și noi, ca persoane individuale, ajungem să fim goliți de slava lui Dumnezeu. Și când un om este golit de slava lui Dumnezeu, este ca templu din Ierusalim, atunci când Dumnezeu și-a retras prezența din locul lui. Orice om și orice familie care se numește creștin sau creștină, trebuie să trăiască în prezența slavei lui Dumnezeu. Dacă nu e așa, suntem doar vorbăreți. Și de vorbăreți e lumea plină. Trăim noi în prezența acestei slave, este norma de viață. Dragii mei, este istoria vieții cu Dumnezeu, este istoria mântuirii. Dumnezeu a vrut să-și readucă slava. Slava pe care a pierdut-o Adam în grădina Edenului, slava pe care a pierdut-o poporul Israel, slava pe care au pierdut-o de la templu, El vrea să o aducă astăzi în viețile noastre. În viața noastră și în casa noastră ar trebui să fie slava lui Dumnezeu. Când intri în casa, în familia unui om credincios, ar trebui să se vadă acolo lumina slavei lui Dumnezeu, pe chipul celor din casă. Începând cu cel mai mic, să știți, chiar și copiii sunt transformați de prezența slavei lui Dumnezeu, dacă există acolo un altar de închinare în care Dumnezeu își coboară prezența Lui. Așa este normalul vieții de credință. Nu-i ceva extraordinar, nu-i ceva anormal. Din păcate, vremurile acestea de apostazie pe care noi le trăim au ajuns să fie total diferite. Noi nu mai avem slava aceasta, noi nu avem timp de Dumnezeu, noi avem timp de orice altceva, dar nu timp de a sta în prezența slavei lui Dumnezeu. De aceea nu se mai vede transformarea, nu se mai vede schimbarea și, din păcate, lucrul acesta așa are efectul și asupra bisericii. Dacă fiecare mădular, dacă fiecare piatră vie nu stă în prezența slavei lui Dumnezeu, nu are cum să se coboare duminica în mijlocul adunării sale prezența lui Dumnezeu. Dacă însă fiecare trăiește în lumina Duhului Sfânt, dacă fiecare este schimbat din slavă în slavă prin Duhul Domnului, atunci când ne strângem, în mijlocul nostru vine Domnul. Orice biserică în care nu mai locuiește slava lui Dumnezeu devine doar o adunare obișnuită, în care oamenii împărtășesc aceleași idei, au aceleași gânduri, sunt de acord cu aceleași adevăruri, lipsește însă focul, lipsește ungerea, lipsește Duhul Sfânt. Și unei astfel de adunări îi spune, în cazul din Apocalipsa, biserica din Sardes, îi spune, merge în numele că trăiești, dar ești mort. Pentru că acolo unde nu-i Duhul, fraților, unde nu-i slava lui Dumnezeu, nu-i viață. Știți, spun oamenii, nu-i viață în biserici, nu-i viață între creștini, nu-i viață pentru că nu stăm în prezența slavei lui Dumnezeu, pentru că nu curățim viața noastră ca slava Lui să locuiască. Pentru că nu se curățește adunarea Domnului ca slava Lui să vină în mijlocul bisericii sale. Asta este prima condiție. Trebuie să fie curăție și trebuie să fie timp petrecut în prezența Sa. Pericolul nostru, al nostru ca adunare locală și al fiecărei biserici este acesta. Să nu mai căutăm slava Sa, să nu mai căutăm prezența Duhului în viețile noastre. Acesta este pericolul. Mai ales pentru cei care au experimentat un autentic botez cu Duhul Sfânt, ei spun, gata,
Tendința este aceasta. Diavolul nu mai poate opri lucrare. Ai fost botezat cu Duhul Sfânt? Bun. Nu are ce să mai facă retroactiv, nu are ce să-ți facă. Dar poate să spună altceva. Gata, ți-e de ajuns. Ți-e de ajuns, de acum încolo ești cineva și îți pune mândrie în tine și gata, s-a oprit lucrarea Duhului Sfânt. Și nu mai ajungem să fim preocupați, observați cum spune aici Scriptura, să fim transformați din slavă în slavă. Sunt alte trepte. Dacă Duhul Sfânt a lucrat în viața unui om și l-a umplut, un botez cu Duhul Sfânt, o umplere cu Duhul Sfânt, înseamnă o coborâre a slavei lui Dumnezeu în omul acela. Se aprinde un foc în inimă. Dragii mei, s-a aprins focul pe altar. S-a aprins un foc acolo când s-a coborât slava lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Acolo era fizic. Aici e spiritual. La cincizecime s-a aprins un foc în ei. S-au coborât limbi de foc. Când un om este botezat cu Duhul lui Dumnezeu, se aprinde un foc în el. Și preocuparea lui ar trebui să fie să nu stingă acel foc. De aceea spune Scriptura, nu stingeți Duhul. Să-l alimentezi, să stai în prezența lui Dumnezeu. Pentru că sunt trepte mai departe. Pe măsură ce stăm și vedem fața lui Dumnezeu, Duhul Sfânt poate să continue să lucreze. Nu cumva să ne oprim. Trebuie să căutăm slava lui Dumnezeu în fiecare zi, individual. Apoi în familia noastră. Gândiți-vă, copiii cresc foarte repede și pleacă. Ei își vor aduce aminte, poate nu atât de mult de cuvintele noastre, își vor aduce aminte dacă acolo când era părtășie, când era altar în familie, era slava lui Dumnezeu. Sau dacă părinții lor doar jucau un rol, mergeau la adunare, erau acolo foarte frumos creștini și veneau acasă și erau în certuri, în discuții, ei își vor aduce aminte lucrurile astea. Ce văd ei în casa noastră? Ar trebui să vadă slava lui Dumnezeu. Acolo, în familia noastră, slava lui Dumnezeu trebuie să ardă, permanent. Dacă ajungem ca un templu fără prezența slavei lui Dumnezeu, orice biserică din care lipsește slava Domnului sau Duhul lui Dumnezeu, ajunge ca Sardes, moartă spiritual, și după ce rămâne golită, nu-i doar atât, urmează demolarea. Biserica aceea din care se retrage slava lui Dumnezeu, următorul punct care va începe este demolarea, nu a clădirii, ci demolarea spirituală. Și spune Scriptura acum, certuri, vrăjbi, diviziuni, dezbinări, dispute interminabile și așa mai departe. Se produce demolarea. Pentru că dacă nu mai e slava lui Dumnezeu, vine omul cu ce are el. Și să știți, aceasta e valabil absolut în orice caz. Unde nu mai e slava lui Dumnezeu, stai să remediezi conflicte. Când nu mai e slava lui Dumnezeu în viața unui om, trebuie să tratezi cu omul respectiv. Când nu mai e într-o familie, tratezi cu familia respectivă. Când nu mai e într-o adunare, trebuie omul din față să se chinuie, să îi împace pe frații între ei. E demolare și rămâne acolo cuvântul acela, totuși ai câteva suflete în mijlocul tău, câțiva care nu și-au mânjit hainele, ei vor umbla îmbrăcați cu mine în alb pentru că sunt vrednici. Este demolare generală și Dumnezeu are o rămășiță. Sper ca, prin harul lui Dumnezeu, niciodată să ne ajungem așa. Dar aceasta depinde de fiecare dintre noi. Cât trăim noi în prezența slavei sale, cât trăiește familia noastră în prezența slavei lui Dumnezeu. Se vede de pe fața omului, se vede din rugăciunea lui, din cântarea lui, din vorbirea lui, din tot ceea ce face el, se vede dacă e focul slavei lui Dumnezeu. Se vede pe fața lui, că a stat în prezența lui Dumnezeu. Așa e de simplu și așa de clar. Și noi ne alegem astăzi viitorul, atât individual cât și ca biserică. Sunt vremuri de decizii și noi ne vom alege cum vrem să trăim. Timpul este scurt, Domnul vine, n-am niciun dubiu în privința asta. Întrebarea este cum ne vom trăi noi viața, fiecare individual și ca adunare. În lumina slavei sale, ca poporul Israel care tot timpul avea slava lui Dumnezeu, sau ca această biserică din Sardes, să ne meargă și nouă numele că trăim și să fie doar moarte spirituală, doar un miros greu, pentru că acolo unde nu-i Duhul lui Dumnezeu este rutină și putreziciune, nu trezire. Domnul să ne ajute să luăm decizii în viața noastră, în adâncul inimii noastre, să intrăm fără niciun fel de teamă, să facem curățenie în templu. Ca să locuiască slava lui Dumnezeu, trebuie curățenie în templu. Ezechia a făcut curățenie în templu, Iosia a făcut curățenie în templu, fiecare împărat mare al lui Dumnezeu a făcut curățenie în templu ca să vină slava lui Dumnezeu. De aceea și rămas slava lui Dumnezeu în Ierusalim timp de 400 de ani. Vom fi noi oameni curajoși să facem așa? Să scoatem tot ce ne întinează, tot ce ne murdărește în gândul nostru, în mintea noastră, în privirile noastre, în vorbirea noastră. Acesta e primul lucru, curăție. Și al doilea lucru, a sta în prezența Lui. Să-ți dorești părtășia cu El, să-ți dorești să stai în prezența Lui. Și normal că îți vei dori
adunarea de rugăciune, că atunci vei simți prezența lui Dumnezeu mai mult decât atunci când ești acasă. Fiecare mărturisește acest lucru. Și când ești acasă, simți prezența lui Dumnezeu. Când se strâng mai mulți oameni, acolo slava lui Dumnezeu este mai vizibilă, mai mult ne cercetează Duhul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să trăim așa, fraților. E cuvânt pentru noi și e cuvânt pentru oricine. Putem să trăim în lumina slavei lui Dumnezeu. Suntem în vremea Noului Testament. Nu trebuie să facem eforturi, nu trebuie să ne chinuim. Trebuie doar să ne curățim viețile, să-i dăm timp lui Dumnezeu, să căutăm lucrul acesta, să ne lăsăm transformați de slavă lui Dumnezeu. Noi avem cu mult mai mult decât aveau cei din vechime. Acolo doar un om, era vorba de Moise, astăzi fiecare dintre noi. Acolo poporul doar se temea, noi putem să ne bucurăm astăzi când se coboară slava lui Dumnezeu. Să izbucnim în cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Așa se întâmplă. Noi ne bucurăm de slava lui Dumnezeu. Nu ne mai aduce teamă. Este o reverență sfântă, este o teamă de Dumnezeu sfântă, dar nu este aceea de a tremura că vine judecată. Slava lui Dumnezeu în biserica lui Dumnezeu nu mai aduce judecată. Din contră, ridică orice condamnare, ridică orice învinovățire. Omul care locuiește așa este un om liber și poate să laude pe Dumnezeu din toată inima. Așa își dorește Dumnezeu să fie fiecare biserică creștină. Aceasta e voia lui Dumnezeu pentru fiecare om individual care se numește creștin și pentru fiecare familie creștină, ca slava lui să se coboare acolo. De ce? Pentru că foarte curând, cei care trăiesc așa, numai cei care trăiesc așa, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, vor fi mutați direct și fizic în prezența slavei lui Dumnezeu. Vom fi transformați, trupurile acestea vor fi îmbrăcate în trupuri de slavă și vom fi în prezența slavei lui Dumnezeu. Trebuie să avem trupuri de slavă ca să stăm direct în fața slavei lui Dumnezeu. Cei ce locuiesc astăzi în prezența lui Dumnezeu, într-o clipă vor fi mutați să fie veșnic în lumina slavei Domnului. Și se spune foarte frumos, și eu am văzut, coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Cineva m-a întrebat, e vorba de o cetate fizică? Aici nu e vorba de o cetate fizică, ci vorba de o imagine spirituală a bisericii. Biserica aceasta este o cetate sfântă și ea se coboară împreună cu Domnul pe pământ pentru domnia de 1000 de ani. Este o cetate sfântă ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Ce viitor măreț are Dumnezeu pentru noi! În acest viitor investim noi. Acolo ne investim toată energia. Vrem să fim acolo. Vrem să trăim în prezența slavei sale. Dar va fi lucrul acesta numai pentru cei care încă de pe pământ trăiesc așa. Să nu creadă omul că el trăiește în păcat, în mizerie, depărtat de Dumnezeu, întorcându-i spatele în fiecare zi și dintr-o dată va fi veșnic în lumina slavei lui Dumnezeu. Nu e așa. Noi trebuie să ne deprindem viața aceasta, dragii mei, pentru cel creștin, din momentul nașterii lui din nou, din momentul acela, viața aceasta este o pregătire pentru cer. Dumnezeu ne pregătește, ne obișnuiește cu ideea aceasta de a sta veșnic în prezența Lui. Noi deja trăim în prezența Lui. Se schimbă doar scenariul, se schimbă trupurile noastre și ochii noștri, dintr-o dată, îl vor vedea pe împăratul. Foarte curând, dragii mei, se va întâmpla asta. Alegerea ne aparține. Dumnezeu să facă din fiecare dintre noi un purtător al slavei sale. Altfel suntem niște oameni goi, cum a rămas Adam în grădina Eden. Să facă din familia noastră, într-adevăr, un loc al slavei sale. În așa fel încât atunci când vor ieși copiii din casă și se vor duce la studii sau în altă parte să spună cu adevărat, acolo era slava lui Dumnezeu. Părinții mei trăiau ceea ce spuneau. Nu era înșelăciune. Nu că suntem perfecți, dar acolo a fost slava lui Dumnezeu. Să poată să dea mărturie aceasta. Să se spună despre adunarea noastră, fiecare, aceasta de aici și fiecare din țară și din afară, să se spună acolo e un loc în care l-am întâlnit pe Dumnezeu, în care, într-adevăr, Duhul lui Dumnezeu era prezent, era la lucru, iar efectul era acesta, îmi venea să mă arunc cu fața la pământ înaintea Lui. Așa se întâmplă, dragii mei, când e slava lui Dumnezeu în mijlocul unei adunări. Domnul să ne ajute să trăim astfel. Fiecare dintre noi și toți care aud cuvântul acesta, să fim oameni purtători ai slavei sale, până când El va veni să ne ducă în slavă. Amin.